Superliga vă este oferită de Superbet. Rapid contra CFR Cluj, derbiul căilor ferate. De când a revenit în prima ligă, Rapidul a bătut de fiecare dată pe CFR în Giulești. Și Marcel Bursan, care se pregătește să fluiere începutul partidei, cu CFR având prima minge. Cu călcâiul a încercat Ioniță, recuperează Kate, Ioniță, în careu, cade. Arbitrul arată 11 metri și din nou penalti pentru Rapid. Penalti pentru Rapid, au fost discuții mari la ultimele două meciuri ale Rapidului cu CFR. Și ne aducem aminte de acel 2-0 cu două penaltiuri dictate de Popa, de Cătălin Popa. Ia a fost 2-1. Ia să vedem de aici. Al calcă, mă. Îl calcă Brown pe picior, dar e puțin. Ia. Hai să vedem. Asta este atingerea pe care o simte și se aruncă, nu din cauza asta cade, după părerea mea. 1-0. Dugan Gigi înscrie cu execuție sigură, trage pe mijlocul porții, vizând pe plonjonul lui Scufet. Rapidul este echipa cu cele mai multe penaltiuri dictate în favoarea ei. Rămân la părerea că s-a dictat ușor, ca să fiu blând, acest penalti. Pe baza unui contact minim, care, după părerea mea, nu produce căderea lui Ioniță. Nu pot decât să fiu de acord cu tine. El există, va ieși Vasara și va spune că este contact în mod evident. Bine, și că nu se pune problema de decizie de... Dar, după părerea mea, este ușor dat. Vasara s-ar putea să spună și... fiți mulțumiți că vorbesc cu voi, fraierilor. Aia în orice caz. Da. Pentru CFR Cluj, iată-l pe Bamboe scăpând, are o viteză debordantă, este întâmpinat de Țâru. Pasa nu este rea, Ioniță, și este intervenția lui Iuri. Brligea scoate la margine, Fica, Brligea, poziție bună, Krasnici, dar mingea-l căuta pe Ianga. Krasnici parcă era într-o poziție mai bună, însă nici această soluție aleasă de atacantul CFR-ului n-a fost rea. Cate pe Brligea, trimițând în fața porții. Dar totuși puteam să câștigăm, pentru că Magdița a înscris încă o acțiune bună cu un șut care îl învinge pe Scufet. 2-0! Marchează Kate! 2-0 pentru Rapid. Incredibil ce se întâmplă aici. Dar ăsta este un gol frumos, într-adevăr. Este un gol splendid. Lansarea în flanc pentru Bamboe. Apariția bună a lui Krasnici. Și șutul din prima, șut excelent. Un șiret plin din minge în mișcare. Estonianul Kate trimite această bombă care îl prinde puțin pe contrapie, am impresia, pe Scufet. Mai altfel, aș putea să zic că este neregulamentare a lui Albu. Și lovitura de cap a lui Ianga. 2-1. 2-1, sfert de oră cu 3 goluri deja. La asemenea minge este, cred că, cel mai bun din campionatul. Așa este. Are cel mai multe dueluri aeriene câștigate. Iată. Perfect. Centrarea bună. Centrarea foarte bună a lui Brown. Cu dreptul, pentru că e jucător de picior drept. Da. Și excelentă lovitură de cap a lui Ianga. Mingea se duce în stâlp și de acolo ricoșează în plasă. Este 2-1. CFR-ul back in business. Iar Ianga nu mai înscrisese de la meciul tur din play-off, așadar de 5 etape. Mingea ajunge la Fica, n-a avut curaj să plece spre poartă, a ales să se întoarcă. Birligea între trei adversari, dribbling foarte bun, ocazie imensă, Horațiu Moldovan este ocrotit de divinitate. Cere ceva penalti, după părerea lui Krasnici, dar mie nu mi s-a părut. A intervenit un jucător cu mâna? Cere gol, da. Ce intervenție are Horațiu Moldovan? Da. Cum, de unde să fie gol? Nu e gol. Nu, mingea e clar că nu depășește linia de poartă. Neașteptată a lui Țâru să dai cu pieptul acolo.
E destul de normal să dai pe lângă. Se toarce Dugan Gigi. Wow, a făcut totul foarte bine. Ce fază face Dugan Gigi de vârf, adevărat. Preluare și șut din întoarcere. Nu prinde poarta însă. Pe care le oferă. Krasniqi alergă după această minge. O ajunge. Pasează înapoi. Este liber Muhar și este bară. Mingea lovește stâlpul. CFR-ul are ghinion. Este a doua bară. Scorul este nedrept în acest moment pentru campion. Dai seama, mingea putea să ricoșeze din... Acum nu mai lovește, ți-ai norocos, spatele, e norocos în spatele lui Moldovan. Până când va reuși să-l apere. Fica! Lovitura de cap la bara a doua. O deviere încercată de Boateng. A fost că e foarte aproape de gol, cred. Ne uităm acum și vedem. Junior Moraes, centrare atacată, gol! Extraordinar! Înscrie Dugan Gigi, dublă a croatului. Încercând să șoptească ceva companionului său. Foarte bine atacă mingea, foarte bine atacă mingea Dugan Gigi. În spatele lui este Țâru. Țâru, în mod normal, trebuie să intervină la acest balon. Pierde însă duelul, iar reluarea lui Dugan Gigi este de excepție, pentru că el reușește devierea în colțul lung. Atenție, acele, eu zic că a fost în mână. Da, acele tratative. E Hens acolo. Și așa că nu e în careu. Dacă nu e în careu, nu poate interveni varul. Ia să vedem. E Hens clar, dar nu știu dacă... Clarisim. Nu știu că e în careu. Da. Camor acolo, lângă Dan Petrescu. Da, se continuă. Dar cum să nu vezi sensul ăsta? Nu vezi. Adică îl vede, îl vede Kovaci, pe ăla de ieri la, la Cristea, care a fost sau n-a fost. Corner. Respinge scufet prima minge de pe spațiul porții pe care știu să o respingă. Ia să vedem această minge. Jucată bine de Yanga. Scoate cornerul. Doar 3 minute de prelungire. E adevărat că n-au fost foarte multe întreruperi, schimbările. N-a fost nevoie de verificări VAR. Brown lasă mingea la margine, Krasniqi, Gheboac, Boateng din nou și fluier final. Fluier final, victorie la un scor mai mare decât s-ar fi așteptat suporterii și conducătorii Rapidului. Superliga vă este oferită de Superbet.